După ședințele de repartizare de la sfârșitul lunii trecute pentru cei care au luat la titularizare notă peste 7, Inspectoratul Școlar din județul Hunedoara a reactualizat listele posturilor sau a catedrelor vacante. Candidații care au obținut media 7 la titularizare, dar nu au prins post, se pot înscrie pentru ocuparea unei catedre, dar ca suplinitor. La nivel județean sunt 970 de posturi de suplinitori calificați și necalificați, cu normă întreagă și fracțiuni de normă. Concursul de ocupare a celor 970 de posturi didactice sau a catedrelor rămase vacante la nivelul județului se desfășoară în perioada 24 august 1 septembrie pentru cei care vor să fie profesori suplinitori calificați, adică celor care au studii corespunzătoare postului, dar și suplinitori necalificați, respectiv persoane care au minimum diplomă de bacalaureat. Parte dintre posturi pot fi ocupate și în următoarele două ședințe publice, menționează reprezentanții Inspectoratului Școlar. 970 de posturi, din care 370 complete și 600 sunt fracțiuni. Până la concursul de suplinire, mai avem alte etape de mișcare a personalului didactic. Deci, din aceste posturi, nu toate vor rămâne pentru etapa de suplinire pentru calificați și necalificați. În perioada 17-18 august mai avem completarea normei didactice, soluționarea celor care se află în restrângere de activitate, pentru cei care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă, detașare la cerere, deci avem niște etape înainte de 24 august când o să înceapă propriu-zis concursul județean. Deci din aceste posturi probabil o să mai fie ocupate. Candidații care la titularizare au obținut note de peste 7, dar nu au prins post, au șansa de a fi repartizați pe posturi, dar ca suplinitori. Am avut ședințele de repartizare, cei care au luat peste 7 și peste 7. Am avut ședință publică de repartizare săptămâna trecută, joi și vineri, două zile la rând. Nu toți care au luat notă peste 7 au prins post titularizabil. Ei vor veni în etapele următoare. De exemplu, în 22-23 august sunt câte două zile pentru că avem pe discipline, de asta sunt două zile. Deci în perioada 22-23 august pot veni să obțină un post candidați care au obținut cel puțin 7 la titularizare în acest an, dar n-au prins post titularizabil. Deci viabilitatea postului este de un an, să zicem. Și atunci ei vor fi suplinitori în anul școlar viitor. La fel, tot în această perioadă, 22-23 august, pot veni și cei care retroactiv până în 2019, deci 2022-2021, 2020-2019, au obținut notă de 7 sau peste 7 și ei vor fi repartizați în ordinea descrescătoare a notelor pe care le au pe posturile netitularizabile.